Are o expresie acolo, zic, toate expresiile egal cu 0. M-am zis acolo x pătrat minus x plus radicalul 2 plus 1 egal 0 și te-am scos pe x pătrat. Deci cu care toate expresiile am înmulțit, cu asta o rămulez. De fapt, este x egal cu 0 acum, în cazul nostru. Dar, de fapt, doar făcând pe x egal cu 0, totul se anulează, aici în prima devine 1, da. Egal cu ce? Da. Și eu, da. Egal cu ce? Pe ce l-am prins deodată? Deci eu scriu în egalitate asta, nu se poate la început. Cu fiecare, cu x la, sau... O secundă. Lasă-mă un pic ca să-mi duc ideea. Deci în clipa în care am de găsit constantele, mă uit care are gradul cel mai înalt. Ce constant are la anumit gradul cel mai înalt? C-ul. De-aia mulțesc cu x la treia peste tot. Și eu trebuie să scriu, nu așa ce am scris aici, trebuie să spun așa. C egal cu 1 pentru x la 3 egal cu 0. C, că cealaltă toate dispar, toate dispar, egal cu, locuiesc în expresia asta, x la 3 au dispărut, egal cu 1 ori 1, 1, C egal cu 1 pentru cea cu care am mulțit, egal cu 0. Și acum, știm pe C, care e 1, 1 pe x la 3 aduc în membru stâng. Atât, observația, asta e cea mai importantă acum. Deci, locuiesc pe ce-o știut. În egalitatea, din descoperirea în fracții simple, și apare egalitatea. Vă rog să scriți. Pentru ce egal cu 1, pentru ce egal cu 1, identitatea, sau egalitatea aceea, devine. Devine. Două puncte. 1 supra x la a treia pe lângă x plus 1 la pătrat pe lângă x pătrat plus 1 la a doua egal cu a supra x plus b supra x pătrat plus 1 supra x la a treia și plus toate celelalte. Adică plus, scrieți-ne, vă rog, plus d supra x plus 1 plus e supra x plus 1 la pătrat și plus puncte, punctele scrieți voi. 1 pe x la 3 aduc în stânga acum. Eu trebuia să duc în stânga deodată și să duc să expresează, dar o fac în pași mărunți ca să mă înțelegeți voi. Deci membru stâng devine, scrieți așa, membru stâng devine ms, așa scriu eu, ms, membru stâng, egal cu 1 supra x la a treia pe lângă x pătrat plus x plus 1. Nu, pe lângă x plus 1 la pătrat și pe lângă x pătrat plus 1 la pătrat. Putem aduce minus 1 pe x la a treia, da? Minus 1 pe x la a treia. Membru stâng. Devine așa, ducând da. Da. Nu, știam să aducem direct la aceeași. Așa, așa, egal acum. Am lăsat-o ca să prindem și prietenii care, noștri care urmări. Deci, o, aici minus. Spun că e 1 minus toată chestia asta, da? Da. X plus 1 la pătrat. La pătrat, pe lângă x pătrat plus 1 la pătrat, supra x la a treia, pe lângă x plus 1 la a doua, pe lângă x pătrat plus 1 la a doua. Ce trebuie să se întâmple după ce fac calculul ăsta aici, o să fac imediat, trebuie să scot un 1, se va reduce cu 1 și trebuie să scot un x în factor. Și atunci se simplifică x cu x la a treia și face x la a doua. Și identitatea va avea de acum numai x la a doua. O să vedem îndată. Planul pe care l-am. Pentru că trebuie să știți bine, cam nu, ce... Nu cred că o să dea niciodată de gradul nou nicăieri. Niciodată, niciodată. Numai că eu v-am pus în situația aceea, după schimbarea în tangent x pe 2, vă doresc să mă credeți că dă destul de urât fracția aceea. Dar nu de gradul nou. Da. 4 sau 6, nu știu cât. Da. Că apar și tangenta derivată. A tangenta... Din 1 supra 1 plus e pătrat și acasă și el aici la numitor. Da.
Deci dă destul de... din gradul 4, mai precis. La anumit. Sau, dar de obicei când am și tangenta se reduce 1 supra 1. Aici nu. Da. Când numitorul are 1 plus de pătrat, 1 plus... Deci sinusul și coseaua, 1 plus de pătrat la numitor. Da. Se duce de pătrat, 1 plus de pătrat, 1 plus de pătrat și la alt tangentă vine rămâne asta. Da. Da? Deci rămâne. Deci nu scapi. Va fi de gradul 4. Da. Adică ai o descompunere deja, 1 plus de pătrat rămâne și rămâne și paranteza aceea a doua. Nu așa se va întâmpla. Dar dai voie să treci eu bucuria de a mă duce la capăt să spun ce am de spus. Nu terminăm în seara asta, nu? Câte-i 10? 10 și 7 minute. Începem mieturile. De acum sunt sub stres, nu? Așa. Ideea este așa. Că vă dați seama, 1 ori 1 face 1, 1 minus 1 și face ceva. Va fi așa, minus x pe lângă nu știu cine, supra x la a treia, pe lângă x plus 1 la pătrat, pe lângă x pătrat plus 1 la a doua. Și se simplifică x-ul ăsta cu... Și rămâne x la cât am zis? X la a doua, da? Da. Care e egal cu a supra x plus b supra x pătrat, c-ul nu mai este, s-o termina cu el, da? Plus d supra x plus 1, parcă. Plus e supra x plus 1 la pătrat. Și așa mai departe celelalte constante care știți. Ei, în clipa asta, am x la a doua aici, da? A doua. Și toată povestea asta îmi permite să găsesc pe B. Asta vreau să puntez. Reiau algoritmul, tehnica, înmulțesc totul cu x pătrat și spun că B-ul va fi egal cu ce va rezulta, înlocuim... Dar dacă împărțeam la început cu x pătrat... Nu, că n-aveai cum să... aveai x la a treia aici. A, și tot de dea 0, da. Da, n-ai voie să faci mișcarea asta. Deci trebuie să scazi. Și simplificând pe x de aici, ai ajuns la x la a doua. Adică identitatea se vede că acum ai același x la... x-ul urcă până la puterea la care ai și constanta de găsit. Și te întorci acum, îl găsești pe B, îl duci pe B-ul, duci în stânga, se mai simplifică. Păi nu se mai simplifică, îl găsești pe A. Da. Și ai terminat. A, B, C, A, B, C, că cele trei bine găsit. Și acum începi cu eu. Cu eu, deci mulți cu X plus 1 la a doua. Că așa am mulțit cu X pentru... am mulțit cu X la a treia, da? Și întoarcem ușor înapoi. Și așa găsim constantele. Ori altfel n-ai fi putut face. Da? Adică identificarea și sistemul ăla din nou cu nou te duce... dar muncești, nu se știe și cu riscul mare de a greși. Aici am un control. Dacă se simplifică, înseamnă că am făcut treaba bună. Da? Deci, dacă se simplifică, am făcut o treabă bună. Dacă nu se simplifică, am greșit ceva. Și am control. Deci, la fiecare etapă de aceasta, când găsesc constanta, știu că am făcut o treabă bună, constanta e valoroasă, e corectă, dacă se simplifică, scade grad. Dacă nu scade, înseamnă că mă întorc. Deci asta e șmecheria care trebuie să o înțelegi la ideea care v-a comunicat acum de găsire prin această metodă, scăzând gradul și ducându-se în simplifică, da, bun, nu? Mă uit odată. Da? Și atunci lucrurile sunt cât se poate interesant. Mâine seară să vă propun să, de unde am rămas de aici, să vă arăt cum se integrează asta de aici. Cum o faceți voi pe ea? Integrală. Ajungem la ea. Integrală din o constantă, 3, 1 supra, x pătrat plus 1 la pătrat de x. E foarte tare. Trebuie să știți bine algoritmul și aici. Păi despărțim două fracții simple. Păi cum să despărțim două fracții simple? Că toată aceeași rămâne. N-ai ce faci. Adică poți spui ax plus b supra x pătrat plus 1 plus cx plus d supra x pătrat plus 1 la pătrat, care îți dă a-ul 0, b-ul 0 și rămâne tot aceeași. Deci asta trebuie să știi să o faci. Da, da. Deci 1 supra x pătrat plus 1 sau 1 integrală din 1 supra ax pătrat
plus bx plus c la o putere n de x, trebuie să știi să o faci. Cu delta negativ. Adică n-are rădăcini ca să le scopi la rândul lor în fracții simple. Cu delta negativ. Asta trebuie știută și de aceea vă propun să o facem mâine seară. Da? Deci ne-am dus. Mi-ați propus așa ușor, ușor să vă lămuresc cu calcul integral. Vreau să o fac. Deci calcul integral să fie bine pus la punct. Orice primitivă, de oriunde ar fi, cum ar fi, păi o să poate mai... clase de primitive, să zic așa, nu? Că dacă știi să integrezi, până dacă sunt integrale definite, odată cu schimbarea de variabile, schimbă și cealaltă. Să caut mai niște recurențe, dacă... Sigur că da. Cred. Și recurențe, dar sunt mai... mă lăsați să-mi amintesc eu, când intru în joc, mă încălzesc și mi-amintesc tot felul de lucruri pe care le dădeam eu la vremea aceea, când le-am făcut. Încât, când ai, tu ai volum calcul integral, da, nu? Da, da. Când o să ajungi acolo, o să fii încântat, o să înțelegi tot ce am spus. Pentru că lucrurile care le-am spus aici, cred că le-am spus în volumul acela. Da, da. Da? Așa. Și așa de-o prim aici că sunt și obosit, am făcut cu nepoții, că a fost spectacol. O să vedeți filmul, a fost încântat. Deci, așa s-a mișor. Și a făcut și român și în engleză. Ea vorbește greu română și îmi spune, bubule, în engleză mai degrabă. Mai bine așa. Și am făcut adunări până la 10 acolo, foarte frumos. Am învățat și eu ce dificil este să poți sta de vorbă cu ei, cei mici. Calitatea asta care mă, să spunem, pedagogică, încerc să o cobor la nivelul ăsta, să o aplic lor și, de fapt, scopul este ca învățătorii, cei care au de lucru cu copiii așa ăștia, trebuie să înveți mecanismul ăsta în care se poată, cum întinzi untul pe pâine, așa trebuie să poți să ajungi la mintea lor și să poți să vezi cum ei fac conexiuni. Fac sau nu? Mă coborăm mai jos, alt ritm, altceva. Ne jucăm altfel, găsim ceva. Este spectaculos. Îmi place foarte tare. Îmi place la nebunie să mă joc cu ei aici jos. Și este un lucru nemaipomenit de interesant, pentru că ei, acum sunt în perioada de dezvoltare a actului creativ. Părți este creative. Bucuria mea a fost că și fiica mea m-a urmărit de la Microsoft, era la serviciu și știind că fiica ei este la lecție, suntem în direct. Atunci, odată, la Profonai TV și-a intrat în direct și m-a văzut și ea lecția fiicei sale. Deci eu, bucurie imens care am trăit-o. Asta a însemnat ce șansa de a avea posibilitatea să transmită în direct. Da. Cu Profomai TV. Că dacă n-aveam scula asta, n-aveam investiția asta, nu știu, am momente de acestea când nu mă poate opri nimeni. Am împrumutat, n-are importanță. Dacă vă povestesc cum este, care a fost ideea, ceva nu vă puteți crede. Deci am cunoscut pe cineva de la, vă spun și asta numai 2-3 minute, la un târg apicol, mergând așa, am cunoscut pe cineva. O doamnă, Lucia, de la Timișoara, care produce utilaj apicol. Comercializează cu utilaj apicol, printre care și un produs, Apilux se cheamă, pe care îl dăm noi la albine, ca să, mă rog, să stimulăm albine. Ea a urmărit pe internet drama prin care am trecut eu, când am pierdut cele 500 și ceva de familii, le-au confiscat un DRBD, un grup mafiot, de la Bârlad. Și m-am retras cu o mână de albine. Deci eram disperat. Am avut un șoc greu de suportat. Erau prinși acolo polițiști, procurori, judecători. Erau într-un grup bine organizat. Eu n-am știut, eu am zis că m-au vrut niște tineri, așa cum au venit la mine, nu a fost așa. Asta s-a întâmplat în 15 iulie, dacă vreodată aveți timp, acolo chiar s-a vrut pe prima pagină, n-am mai putut
continuat să filmez, fiindcă grupul infracțional format din nu știu ce, m-au lovit și mi-au confiscat stupina. Mi-au furat stupina. Ei bine, această femeie, văzând momentul acel greu pe care a trecut, m-a sunat și a spus, domn profesor, dumneavoastră nu trebuie să cedați. Dumneavoastră aveți o forță extraordinară. Așadar, sunt lângă dumneavoastră. Vă trimit apilucul meu. Acele o mânuță de albinuțe. Suflăm în spuză. Le refacem. Vă asigur asta. Și o sărit și m-a ajutat. În 2013, în primăvara lui 2013, am redresat cele câteva familii de albine și mi-a venit ideea să formez, să fițez, să fac această televiziune Prof Online TV. Dar îmi trebuie o sumă imensă. Pentru mine era o sumă imensă, 130 de milioane să fac treaba asta. Sigur, copiii m-ar fi putut ajuta, dar nu credeau în idei. Nu credeau în idei și au spus, tată, tu ești greu de potolit. Noi putem să te ajutăm, dar nu vrem să te ajutăm pentru că nu ne se pare deloc ideea deșteaptă. Băi, trebuie să mă... Nu mă ajutați? Gata, mă descurc. Și am rugat-o pe femeia aceea. Puteți să-mi dați suma asta? Mă credeți? O să mă gândesc în 5 minute și vă răspund. Da, vă dau. Și m-am preocupat de suma asta. Mi-au dat banii aceștia. Am luat scula asta. Am început emisia cu gândul că vor mulți albini și voi vinde și le putea da banii înapoi. N-am putut să fac asta. Eram într-un moment foarte greu și atunci în disperare l-am sunat pe ginerele meu să te făceam o videoconferință. Mi-a spus fiicei mele, mi se părea corect să spun ginerului. Mi-a spus, uite Adi, am la tine o problemă. Trebuie să mă împrumut cu suma de. Și-a spus, gata, imediat. În două zile vei avea bani. Nu s-a pus problema să stea pe gâtul să mă ajute. Dar am vrut să vă spun că ăsta este istoricul acestei televiziuni care acum emite. Și ce mare bucurie am trăit eu astăzi când fica mea de la Microsoft și-a văzut fica, și-a văzut pe fica lucrând la tablă. În direct. Superbă chestia. Sigur că puteam vedea și filmând cu o cameră și pusă pe internet. Dar nu e altceva. Dar este altceva când în direct se întâmplă chestia asta. Acum, povestea asta, cum am spus-o în direct, eu o întreb asta. Ne oprim aici. La revedere. Pe bună seara.